numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Fraților prea iubiți, în timpul postului de 40 de zile ne-am pregătit inimile prin pocăință și fapte de iubire, iar astăzi ne-am adunat să începem împreună cu întreaga biserică celebrarea misterului pascal, al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mister pentru împlinirea căruia El a intrat în cetatea sa Ierusalim. Celebrând așadar cu toată credința și evlavia intrarea mântuitoare a lui Iisus, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru ca împărtășindu-ne prin har de crucea Lui, să avem parte de înviere și viață. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea Ta aceste ramuri, pentru ca noi care îl urmăm cu bucurie pe Cregele Hristos, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic prin El, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, după ce a spus acestea, a pornit înainte urcând spre Ierusalim. În timp ce se apropia de Betfage și Betania, lângă muntele numit al măslinilor, a trimis doi discipoli, spunându-le: mergeți în satul dinaintea voastră și când veți intra, veți găsi un măgăruș legat, pe care niciun om nu l-a încălecat. Dezlegați-l și aduceți-l. Dacă vă va întreba cineva de ce îl dezlegați, îi veți răspunde astfel: Domnul are nevoie de el. Când au plecat cei trimiși, au găsit după cum le-a spus. În timp ce ei dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au întrebat: de ce dezlegați măgărușul? Atunci ei au răspuns: Domnul are nevoie de el. Apoi l-au adus la Iisus și, aruncându-și hainele peste măgăruș, l-au urcat pe Iisus deasupra. Pe când el înainta, își aruncau hainele pe drum. Ajungând aproape de coborârea muntelui măslinilor, toată mulțimea discipolilor, bucurându-se, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le-au văzut, spunând: binecuvântat cel ce vine, regele, în numele Domnului, pace în cer și glorie în înaltul cerurilor. Atunci unii farizei din mulțime i-au spus: învățătorule, mustră-ți discipolii. Dar el le-a răspuns: vă spun, dacă aceștia vor tăcea, vor striga pietrele. Cuvântul Domnului. Fraților prea iubiți, asemenea mulțimilor care l-au aclamat pe Iisus, să mergem și noi împreună spre altarul Domnului.
invităm la această sfântă liturghie pentru toți credincioșii, dar în mod deosebit pentru tineri, căci astăzi este Ziua Mondială a Tinerilor și rugăm pe Dumnezeu ca prin Maica Preasfântă să-i ajute să fie tari în bucuria credinței. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilință în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om și a îndurat moartea pe cruce. Dă-ne harul să învățăm a-L urma în răbdare și astfel să ne învrednicim a fi părtași de învierea Sa. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Nu mi-am ascuns fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de discipol ca să știu să vin în ajutor cu un cuvânt celui frânt. El mă trezește dimineață. De dimineață îmi deșteaptă urechea ca să ascult asemenea discipolilor. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și eu nu m-am împotrivit. Nu m-am dat înapoi. Spatele l-am dat celor care mă loveau, obrajii celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor. De aceea nu am fost umilit. De aceea mi-am făcut fața ca de cremene și știu că nu voi fi făcut de rușine. Cuvântul Domnului. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și dau din cap. S-am crezut în Domnul să-L scape, să-L mântuiască dacă și-a găsit în El plăcerea. Iată mă înconjoară câinii, o bandă de răufăcători mă împresoară. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Își împart întrei hainele mele și pentru tunica mea au aruncat sorții. Dar Tu, Doamne, nu sta deoparte, ajutorul meu grăbește-Te să mă ajuți. Fraților mei, în mijlocul de adunării Te voi lăuda. Cei care vă temeți de Domnul, lăudați-L. Toată seminția lui Iacob, preamăriți-L. Să se teamă de El toată seminția lui Israel. Să
S-a umilit pe sine pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, Hristos Iisus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că e egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător, până la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Când a venit ceasul, s-a așezat la masă împreună cu apostolii și le-a spus: atât de mult am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de pătimirea mea, căci vă spun că nu-l voi mai mânca până când nu se va împlini în împărăția lui Dumnezeu. Și luând potirul, a mulțumit și a spus: luați acesta și împărțiți între voi, căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o spunând: acesta este trupul meu dăruit pentru voi, faceți aceasta în amintirea mea. La fel a făcut cu potirul după cină, zicând: acest potir este noua alianță în sângele meu vărsat pentru voi. Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine la masă, căci Fiul omului merge după cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat. Atunci ei au început să se întrebe unii pe alții care dintre ei ar fi cel ce o va face. S-a iscat între ei o neînțelegere. Care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare? Dar el le-a zis: regii popoarelor domină peste ele, iar cei care își exercită autoritatea asupra lor sunt numiți binefăcători. Însă voi nu faceți așa, dar cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr, iar cel care conduce ca cel care slujește. Căci cine este mai mare, cel care stă la masă sau cel care servește? Oare nu cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele și eu rânduiesc pentru voi o împărăție, așa cum Tatăl a rânduit pentru mine, ca să mâncați și să beți la masă cu mine în împărăția mea și să vă așezați pe tronuri, ca să judecați cele 12 triburi ale lui Israel.
Simon, Simon, iată, Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu. Eu însă m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta. Iar tu, când te vei fi întors, întărește-i pe frații tăi. El i-a spus, Doamne, sunt gata să merg cu tine și la închisoare și la moarte. Dar el i-a zis, îți spun ție, Petre, că astăzi nu va cânta cocoșul până când vei nega de 3 ori că mă cunoști. Apoi le-a spus, când v-am trimis fără pungă, de sagă și încălțăminte, ați dus oare lipsă de ceva? I-au răspuns, de nimic. El le-a zis, acum însă cine are pungă să o ia, la fel și de saga, iar cine nu are sabie să-și vândă mantia și să cumpere, căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ceea ce este scris, a fost socotit în rândul celor nelegiuiți. Într-adevăr, ceea ce este scris despre mine este gata să se împlinească. Dar ei i-au spus, Doamne, iată aici 2 săbii. Iar el le-a spus, e destul. Apoi a ieșit și a mers ca de obicei pe muntele măslinilor, iar discipolii îl urmau. Ajungând la acel loc, le-a spus, rugați-vă ca să nu intrați în ispită. El s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și îngenunchind se ruga, Tată, dacă vrei, îndepărtează potirul acesta de la mine, dar nu voința mea, ci a ta să se facă. Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit și, intrând în agonie, se ruga și mai stăruitor, iar sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge. Când s-a ridicat de la rugăciune, a venit la discipoli și i-a găsit dormind din cauza tristeții și le-a zis, de ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Pe când mai vorbea încă, iată o mulțime, iar în fruntea ei venea cel numit Iuda, unul dintre cei 12. Apropiindu-se de Iisus, l-a sărutat. Dar Iisus i-a spus, Iuda, cu un sărut îl trădezi pe Fiul omului? Cei care erau cu el, văzând ce avea să se întâmple, au spus, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a răspuns, încetați, până aici! Și, atingând urechea, l-a vindecat. Apoi Iisus a spus arhiereilor, gărzilor templului și bătrânilor care au venit împotriva lui, ați ieșit cu săbii și ciomege ca împotriva unui tâlhar? Când eram cu voi zi de zi în templu, nu ați pus mâinile pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce l-au prins, l-au luat și l-au dus în casa marelui preot, iar Petru îl urma de departe. Și, aprinzând un foc în mijlocul curții, s-au așezat de jur împrejur. Petru s-a așezat printre ei. O servitoare, văzându-l așezat lângă foc, l-a fixat cu privirea și a spus, și acesta era cu el. Dar el a negat zicând, femeie, nu-l cunosc. După puțin timp, un altul l-a văzut și a zis, și tu ești dintre ei. Dar Petru a zis, omule, nu sunt. După vreo oră, un altul insista spunând, cu adevărat și acesta era cu el, căci este galilean. Însă Petru i-a zis, omule, nu știu ce spui. Și îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoșul. Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru și-a amintit de cuvântul Domnului care îi spusese, înainte de a fi cântat astăzi cocoșul, mă vei renega de 3 ori. Și ieșind afară, a plâns amar. Iar oamenii care îl păzeau, îl batjocorau și îl loveau și, legându-l la ochi, îl întrebau, profețește-ne, cine te-a lovit? Și spuneau multe alte cuvinte de batjocoră împotriva lui. Când s-a făcut ziua, s-au adunat bătrânii poporului, arhierei și cărturarii și l-au dus la sinedriul lor și au zis, dacă tu ești Hristos, spune-ne. El le-a spus, chiar dacă v-aș spune, nu m-ați crede, iar dacă v-aș întreba, nu mi-ați răspunde. De acum însă, Fiul omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu.
Atunci toți au spus: Tu ești deci Fiul lui Dumnezeu? El le-a răspuns: Voi spuneți că eu sunt. Atunci ei au zis: Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înșine am auzit-o din gura lui. Și, ridicându-se întreaga adunare, l-au dus la Pilat și au început să-l acuze, spunând: L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru și oprindu-ne să plătim tribut cezarului și spunând că el este Hristos, regele. Atunci Pilat l-a întrebat: Tu ești regele iudeilor? El i-a răspuns: Tu o zici. Iar Pilat a spus arhiereilor și mulțimii: Nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei insistau spunând: Răzvrătește poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea și până aici. Când a auzit Pilat, a întrebat dacă omul este galilean, iar când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în zilele acelea în Ierusalim. Văzându-l pe Iisus, Irod s-a bucurat mult, căci de mult timp dorea să-l vadă, pentru că auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. Așadar, i-a pus multe întrebări, dar el nu i-a dat niciun răspuns. Arhiereii și cărturarii erau acolo și l-au acuzat cu înverșunare. Irod, împreună cu soldații săi, după ce l-au tratat cu dispreț, l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-au trimis la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat au devenit prieteni, căci mai înainte erau în dușmănie unul cu celălalt. Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandant și poporul și le-a spus: L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nicio vină de care îl acuzați. De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi. Iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce îl voi pedepsi, îl voi elibera. De sărbătoarea Paștelui era necesar ca el să le elibereze pe cineva. Atunci au început să strige împreună: Ia-l pe acesta și eliberează-l pe Baraba. Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă. Pilat, dorind să-l elibereze pe Iisus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau: Răstignește-l, răstignește-l. Pentru a treia oară le-a spus: Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nicio vină care să merite moartea, de aceea îl voi pedepsi și îl voi elibera. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit, și strigătele lor predominau. Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea. El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Iisus l-a lăsat în voia lor. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca să o poarte după Iisus. Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei, care își băteau pieptul și îl plângeau. Întorcându-se către ele, Iisus le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci iată, vor veni zile în care veți spune: Fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat. Atunci veți începe să spuneți munților: Cădeți peste noi, și colinelor: Acoperiți-ne. Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși. Când au ajuns la locul numit Craniul, l-au răstignit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci Iisus a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți. Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: Pe alții a salvat, să se salveze pe sine dacă el este Hristos al lui Dumnezeu, alesul. Și soldații îl luau în râs când se apropiau de el și îi aduceau oțet, spunând: Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți. Deasupra lui era o inscripție: Acesta este regele iudeilor. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta spunând:
Oare nu ești tu Hristos? Salvează-te pe tine și pe noi. Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? Noi, pe drept, am primit ceea ce merităm pentru faptele noastre, dar El n-a făcut niciun rău. Și spunea: Iisuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta. Iar El i-a spus: Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua. Soarele s-a întunecat, catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc. Iisus a strigat cu glas puternic: Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu. Și spunând aceasta, și-a dat Duhul. În genunchi. Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu zicând: Cu adevărat, omul acesta era drept. Și toate mulțimile adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea. Și iată că un bărbat numit Iosif, care făcea parte din Consiliu, om bun și drept, nu fusese de acord cu planul și cu fapta lor. El era din cetatea Arimatea a iudeilor și aștepta împărăția lui Dumnezeu. Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Luându-l jos de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nimeni încă nu mai fusese pus. Era ziua pregătirii și începea sâmbăta. Atunci s-au apropiat femeile care veniseră împreună cu el din Galileea, au văzut mormântul și cum era așezat trupul lui. Apoi s-au întors și au pregătit miresme și balsamuri, iar sâmbăta s-a odihnit după lege. Cuvântul Domnului. Cernice, Părinte Decan, dragi confrați preoți, dragi tineri, iubiți credincioși, lăudați să fie Iisus și Maria. Dacă ar fi să facem o sinteză, să rezumăm toată această sărbătoare frumoasă din această seară, cred că am putea o face prin trei cuvinte simple, și anume bucurie, cruce și tineri. Aceste trei cuvinte cred că ies cel mai mult în evidență în această seară. Și vă invit ca, pentru câteva momente, să încercăm să vedem cum. Mai întâi, iese în evidență cuvântul bucurie. Și asta pentru că suntem în Duminica Florilor. Suntem în ziua în care Iisus intră în mod solemn în Ierusalim. Și El a intrat acolo și El a fost primit acolo nu cu huiduieli, și a fost primit tocmai în această atmosferă de bucurie. Pentru el, oamenii au tăiat ramuri, pentru el, oamenii și-au scos hainele de pe ei și le-au întins în față, pentru el, oamenii într-un cor au strigat: Binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului. Închipuiți-vă, oamenii care îl cunoșteau, care au fost vindecați de diferite boli, care au mâncat și s-au săturat din pâinile și din peștii înmulțiți. Cum să nu fie bucuroși atunci când îl întâlnesc pe Cel care le-a făcut atât de mult bine? Bucuria lor provine tocmai din faptul că au în mijlocul lor o persoană care le-a fost mereu alături. Nu i-a dezamăgit niciodată, în special în momentele dificile, în momentele de încercare. Și la aceeași
bucurie, iubiți credincioși, suntem invitați și noi în această seară, pentru că Iisus este prezent și în mijlocul nostru, este prezent și în viața noastră. El este alături de noi mereu, în special în momentele de încercare. Oamenii din jur uneori poate ajung să ne dezamăgească, ajung să ne abandoneze, să ne lase baltă. Și de câte ori poate nu am trăit cu acest sentiment că atunci când aveam mai mare nevoie de cineva, tocmai atunci ne-a dezamăgit. Ei bine, Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată, nu ne abandonează niciodată. Și din acest motiv, bucuria este un sentiment care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare. Nu ar trebui să lipsească de pe fața niciunui creștin. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să râdem tot timpul, ci adevărata bucurie se vede atunci când reușim să ne punem încrederea în El, în special în momentele de încercare. Apoi, al doilea cuvânt care iese în evidență în această seară este cuvântul cruce. Și despre asta ne-a vorbit din plin Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o, relatarea pătimirii lui Hristos. El a intrat astăzi în Ierusalim într-adevăr, în mod solemn, dar El nu a făcut-o pentru a fi aplaudat ca un rege, pentru a primi o coroană frumoasă de aur, ci El a făcut-o pentru a se pregăti să primească o altfel de coroană, și anume coroana de spini. El a intrat în Ierusalim astăzi pentru a se pregăti să moară pe cruce pentru fiecare dintre noi. Și în acest sens există o istorioară foarte cunoscută care spune că doi tineri, doi frați, trăiau împreună în aceeași casă. Fratele mai mare era cinstit și lucra din greu pentru a putea să se întreține. În schimb, fratele mai mic era interesat doar de arme și de droguri. De multe ori ajungea acasă seara, târziu, cu foarte mulți bani la el și amețit din cauza alcoolului. Iar fratele mai mare încerca din răsputeri să îl convingă să își schimbe viața, pentru că îi spunea, asta te va duce la ruină. Dacă nu reușești să schimbi viața, îți vei distruge, ți-o vei distruge singur. Dar fratele nici măcar nu vroia să audă. Și asta până într-o zi, când a intrat în casă cu o armă în mână și plin de sânge. Am ucis un om, a spus el. Dar în câteva minute deja poliția a înconjurat toată casa. Dar nu am vrut să-l ucid, a mai reușit el să spună. Dar din nou poliția era foarte aproape de ușă. Atunci fratelui mai mare i-a venit o idee și au schimbat rapid hainele între ei, iar poliția, când a intrat, l-a arestat pe el. Apoi a urmat procesul, a urmat condamnarea la moarte și el a murit în locul fratelui său. Și la fel, iubiți credincioși, a procedat și Hristos. El a murit în locul nostru, a murit pentru păcatele noastre. Și El a făcut acest lucru pentru ca noi să simțim aceeași bucurie. Că El nu ne abandonează nici măcar atunci când suntem greșitori, nici măcar atunci când noi singuri decidem ca să-L abandonăm prin păcatele noastre. Și în același timp, privind crucea și înțelegând cu adevărat ce a făcut Hristos pentru noi, nu avem cum să nu simțim, măcar puțin, o nevoie, acea nevoie de a ne schimba viața. Sunt convins că acest frate mai mare și-a schimbat viața privind la sacrificiul suprem pe care l-a făcut fratele său pentru el. Și în sfârșit, al treilea cuvânt care iese în evidență astăzi este cuvântul tineri. Pentru că Duminica Floriilor este și ziua tinerilor. Este și ziua voastră, dragi tineri. Iisus, în momentul în care a intrat în Ierusalim, era tânăr. Și în momentul în care a murit pe cruce, la fel, era tânăr. Iar Papa Francisc spune despre voi, tinerii, că nu sunteți doar viitorul bisericii, ci sunteți și prezentul ei. Voi sunteți importanți în ochii lui Dumnezeu acum, nu doar mai târziu. Și El așteaptă de la voi
ca să transmiteți bucuria voastră, să dați mai departe din entuziasmul vostru tuturor. Pentru că această bucurie, acest entuziasm, dacă reușiți să nu-l păstrați doar pentru voi, este capabil de minuni, de adevărate minuni. Este capabil să schimbe chiar lumea. O bucurie, o lume mai bucuroasă, o lume mai bucuroasă, având pătrunsă de acea bucurie adevărată a încrederii în Hristos, sunt convins că poate să schimbe ceva în această lume. Așadar, dragi tineri, iubiți credincioși, dacă ar fi să sintetizăm această sărbătoare de astăzi, am putea o face prin aceste trei cuvinte simple: bucurie, cruce și tineri. Lăudați să fie Iisus și Maria. Și acum, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, puternicul, creatorul cerului și pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți în vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar mocăia, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Picioară, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțul Pilat, a pătrunit și s-a îngropat, după Scripturi, s-a suit la cer, s-a iertat Tatălui, iarăși va veni cu Maria, deci pe cei vii și pe cei morți, căreia împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață de Dator, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, mărturisesc un botez de iertarea păcatelor. Fraților preiubiți, Iisus Hristos a fost supus voinței Tatălui Ceresc până la moarte, până la moartea pe cruce. Astăzi, când celebrăm și Ziua Mondială a Tineretului, ne rugăm ca generația tânără să fie docilă în fața voinței Tatălui Ceresc, să spunem împreună: Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru biserică. Binevoiește, Doamne, a umple cu Duhul Tău cel Sfânt pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, care va vizita România, pe episcopii și preoții noștri, pentru a putea sluji cu atenție la semnele timpului poporului încredințat spre postorire. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru cei care au dificultăți în trăirea credinței, să găsească în comunitatea credincioșilor o mărturisire vie și motivantă. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru toți cei însetați de fericirea adevărată, Hristos să fie mereu în centrul preocupărilor și proiectelor personale. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru tinerii care se implică în mod activ în biserică și în societate, să se dăruiască în întregime lui Hristos, care le încredințează o misiune și să-i răspundă cu generozitate. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne! Ne rugăm pentru tinerii dezorientați și descurajați,
să găsească în Hristos un prieten fidel, plin de iubire, care nu trădează și nu părăsește pe nimeni și care poate risipi întunericul vieții lor. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne. Ne rugăm pentru toți tinerii. Ajută-i, Doamne, să-și folosească optimismul, creativitatea, bucuria și curajul pentru a păși împotriva curentului, rămânând alături de tine. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne. Ne rugăm pentru dieceza de Iași. Fie ca vizita Sfântului Părinte Papa Francisc, să ne împrospăteze credința în rândul tinerilor și a familiilor noastre, urmând exemplu de slujire al Sfinții Fecioare Maria. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, ascultă-ne. Ne rugăm și pentru tinerii răposați, pentru ca să aibă parte de o tinerețe veșnică, fericită în ceruri. Noi te rugăm. Părinte Ceresc, pleacă-ți privirea, prea bunule Tată, asupra familiei tale, pentru care Fiul tău a îndurat moartea pe cruce. Dăruiește harul ca darul răscumpărării să aducă rod în viața noastră, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Să apropie, Doamne, împăcarea Ta cu noi, deși nu suntem vrednici de ea, prin faptele noastre, să ne întâmpine îndurarea Ta în puterea acestei jertfe unice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumirii pururea și în tot locul,
Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El fiind nevinovat, a binevoit să sufere pentru noi cei vinovați și să fie osândit pe nedrept pentru cei răufăcători. Moartea Lui a spălat greșelile noastre, iar învierea Lui ne-a dobândit viața nouă de sfințenie. Pe El laudă cerul și pământul, înăgerii și arhanghelii și îl vestesc cântând fără încetare. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău,
Îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și El în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și împlinirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce-a luat de zile, dă-ne Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și dăruiți-vă pacea. Thank you.
iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, să-i oferim, să trăim în umilință și mereu să slujim.
Să ne rugăm. Întăriți cu hrana Sfintei Împărtășanii, te rugăm, Doamne, ca după cum prin moartea Fiului Tău ne-ai dat speranța bunurilor în care credem, tot astfel prin învierea Lui, să ne dai harul să ajungem în împărăția spre care ne îndreptăm, prin Hristos Domnul nostru. Luați loc pentru câteva anunțuri. Cu duminica de astăzi, Duminica Floriilor, începem săptămâna mare și sfântă. E mare și sfântă pentru toți cei care participă zilnic la sfintele celebrări din biserică. Programul Sfintelor Spovezi și ale Sfintelor Liturghii este la afișer și în revista noastră Biserica și Viața. Sfintele Spovezi, luni, marți și mercuri, între orele 6:30, 12 și 16:19:30. Joia Sfântă, între orele 17 și 23:30. Vinerea Sfântă, 6:30, 12 și 15:20. Sâmbăta Sfântă, 6:30, 13. Vă rugăm, veniți din timp, nu lăsați pentru ultima zi. În noaptea și în ziua de Paști, toți să se împărtășească. Sfintele Liturghii, joi la ora 18, Cina Domnului. După Sfânta Liturghie va avea loc adorația euharistică, de la 19:30 la 20:30 copii, de la 20:30 la 21:30 persoanele consacrate, de la 21:30 la 22:30 tinerii, de la 22:30 la 23:30 toți credincioși. Vinerea Sfântă, la ora 17:30, Calea Sfintei Cruci. La ora 18, Ceremonia Pătimirii și Morții lui Iisus pe Cruce. Zi de post și abstinență. Sâmbăta Sfântă. La ora 21, Sfânta Liturghia Solemnă a Învierii Domnului, la care trebuie să participe toți credincioși. Duminica Învierii, la orele 8, 9, 10:30, 12 și 18 se vor celebra Sfintele Liturghii. Luni și marți, a doua și a treia zi de Paști, Sfintele Liturghii vor fi ca duminica. Colecta din noaptea și ziua de Paști este pentru seminar. Dragi tineri iubiți credincioși, urmează procesiunea în care vom face Calea Sfintei Cruci. Ordinea procesiunii. În față va merge crucea procesională, urmează bannerul, ministranții, crucea mare, stațiunile, seminariștii, câte 6 în rând, preoții, corul tinerilor și poporul. La întoarcere, pe platoul bisericii, toți tinerii sunt invitați să facem împreună o fotografie. Și tot acolo, la finalul, ni se va da binecuvântarea finală.